Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Hai să ne apucăm de treabă, să mergem către veștile bune cu care vine până la urmă guvernarea din România, pentru că nu există o zi să nu-ți vină cu o veste bună. Asta este ceva de apreciat. Uite, de exemplu, domnul Ciolacu, noi stăteam așa și ne gândeam că au crescut prețurile, că e nasoală treaba. Domnul Ciolacu revitalizează lucrurile și vine și ne spune: domne, de ce nu vă uitați totuși că avem o creștere economică mai mare decât are Germania? Zice, ne dă o lovitură puternică și spune: domne, despre asta de ce nu vorbiți? Creștere economică mai mare decât Germania. Nu mai vorbesc de Ucraina. Cu Ucraina nu te poți compara. Nu-și mai permit să țină pasul cu noi. Avem o creștere, deci domnul Ciolacu vorbește despre creșterea economică. Dar în discursul ăla lui, în alocuțiunea aia, în răspunsul ăla la întrebare pe care l-a formulat, a zis ceva și de inflație? Întrebat și de inflație, a zis că, domnule, inflație peste tot, dar și creșterea economică, uite, mai mare în România, de inflație au toți. Asta este. Dar creșterea economică, așa... Doar noi avem. În altă parte, mai, ce e? Scădere? Nu se mai găsește, da. Hai să vedem, domnul Ciolacu, vorbindu-vă niște lucruri importante, spunându-vă de la obraz că o duceți mai bine decât germanii. Da. Asta am înțeles, că o duceți mai bine ca nemții, pentru că e creșterea economică mai mare. S-a estimat o creștere economică de cu 4,4, parcă. În acest moment, pe cifre, există o estimare a creșterii economice în contextul actual, cu războiul și cu toată criza din Europa, de 2,2. Vreau să vă spun că în Germania e estimată o creștere economică de 1,2. Deci suntem și românii vorbesc românește și germanii german. Suntem totuși în aceea, într-un context european, și trebuie să privite lucrurile în acest fel. Marcel Ciolacu e exact ca șoferul de Dacia care stă la semafor și lângă el e o mașină nemțească și pleacă un pic mai repede și apoi se uită în spate. L-ai văzut? Ai văzut că nu s-a mișcat? Ai văzut că lângă mine nu crâgnește ăla de Dacia? E, are starea asta totuși de succes așa a românului care a trecut la semafor, a plecat mai repede decât mașina nemțească. E ca șoferul care se uită la semafor, vede o mașină de lux, premium, ediție limitată și îl întreabă: e bună? Că am văzut că nu prea și ia lumea. Cam ăsta e Marcel Ciolacu, care vorbește pentru un popor agrar. Ca să nu zic că ne consideră pe toți niște țărani neîncălțați, dacă are senzația că vinde cuiva povestea asta cu creșterea economică mai mare decât a Germaniei. Asta este o poveste inventată de niște băieți semi-tăștepți de prin anii 2010, 11, 12, USL pe acolo, care vorbeau de creșterea record economică a României, despre tigrul Europei. La un moment dat a fost numit tigrul Europei, mă. Îți dai seama ce râdeau analiștii economici din Europa când auzeau că noi aici, la noi în perimetru, ne numim tigrii Europei? Economic vorbind? Economic ca să vorbind, nu fac altă formulare? Eram cineva, nu mai suntem, am fost. Seama, nici grânarul Europei, nici grânarul Europei n-am fost vreodată, dar ne place să ne mintim. Dar acum mă gândesc dacă și în partea cealaltă a Europei se vine cu această comparație. Vine cineva și întreabă: domnule, mai avem puțin și prindem pe român în urmă. Sau invers, voi ați văzut ce creștere economică deci, au noi avem o creștere deci... economică pentru că suntem săraci Europei. Înțelegi? Faceți deci e foarte ușor să ai o schimbare dramatică a stilului de viață când ești, treci de la om al străzii la domiciliat într-un adăpost social. Deci nu mai dormi pe gurile de canal. Deja ți s-a găsit o cămăruță într-un adăpost al statului. Deja dormi la interior. Asta e o creștere impresionantă a nivelului de trai. Oamenii aia care deja s-au mutat într-un pălățel, într-un palat, nu mai au o creștere atât de mare a nivelului de trai. Asta nu înțelege Marcel Ciolacu, care are senzația că dacă reușești să ai carne la fiecare, în fiecare zi la cină, ne-am ajuns. Păi da, pantofi, pantaloni, lejerie, ce mai vreți? Ca vânător vă dați seama, e importantă până la urmă. Eu nu știu mai merge la vânat acum. Nu știu acum, dacă mai e mare vânător, dar el vânează tot felul de... Colegului de vânătoare, Omar Haisam, nu cred că mai... Vânează tot felul de puncte de astea electorale, de exemplu va veni cu acele măsuri și acum sigur se pune problema din ce finanțăm acele măsuri pe care le-am pus pe masă într-o manieră entuziastă, toată lumea era bucuroasă, domne ce măsuri extraordinare. Și acum se pune problema, domne, de unde vin sursele astea de finanțare? Și păi nu vin de nicăieri. Marcel Ciolacu, într-o încurcătură celebră, hai să-l urmărim încercând să vă explice că, domne, am vorbit, avem niște promisiuni de la oamenii din Europa de acolo. Voucherele pentru elevi și pentru persoanele nevoiașe. Concret, banii pentru aceste vouchere vin din fonduri europene sau de la bugetul de stat? A explicat primul ministru foarte clar. Sunt și din fonduri europene și aveți din bugetul... Aveți un acord cu Uniunea Europeană pentru aceste vouchere? În acest moment, domnul Boloș, în ședința de coaliție, deja avusese o discuție, dar este un program, noi nu trebuie domnul să modificăm, Boloș, noi nu trebuie... Ascultați-mă un pic.
în acest moment nu trebuie să modificăm niciun regulament european, pentru că există axă pe care o putem, pe care o putem accesa pentru această zonă. Sunt ferm convins că intră în vigoare de luna viitoare. Da. Domnul Boloș, ministrul fondurilor europene, tocmai spunea că nu există acest acord cu Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, am venit cu o sursă mixtă. Cele din buget vor putea de îndată să intre în aplicare până când se închide mecanismul european de a atrage fondurile europene. Acordarea voucherelor ar trebui de luna viitoare, 1 mai, da? Și se vor Mai sunt doar câteva... De unde vor fi banii prevăzuți? Vă repet, bugetul de stat? Tocmai m-ați întrebat și v-am răspuns. Vă rog frumos, ne ordonăm. Este dublă finanțare, atât din fondurile europene, cât și din bugetul de. De ce s-a venit cu dublă finanțare? Ca ele să poată fi aplicate cât mai repede, fiind vorba de finanțare din bugetul de stat. Dar două săptămâni mai putem să obținem acest Vă repet. În două săptămâni nu este nevoie să obținem de la Comisie, pentru că este dublă finanțare atât din bugetul de stat cât și din fonduri. S-a găsit sursa de finanțare. Întâi se vine din bugetul de stat, da? Din încasări de 1.700.000 în plus pe fiecare lună de la începutul anului. Întâi se vine din bugetul de stat, pe urmă, după ce domnul Boloș termină toată corespondența și cu acceptul Comisiei, se intre și pe finanțare. Nu există niciun rest. Deci oamenii ăștia de la Partidul Social Democrat au ministrul de finanțe și sigur că au venit cu niște măsuri pe care le-au pus pe masă și acum sunt întrebați, domnule, din ce finanțăm aceste măsuri? Și atunci vin și vă spun, domnule, din bani europeni. Nu e clar, din bani europeni, de la Uniunea Europeană. Ați vorbit acolo? Aveți un acord cu cei de la Uniunea Europeană în legătură cu finanțarea asta? E rezolvată treaba? Domnule, deocamdată dăm banii de la buget și o să vedem că ne înțelegem până la urmă că e o omenie. Și că îl făceai mai devreme vânător pe Marcel Ciolacu. Și ziceam eu că nu știu ce mai vânează în ultima vreme. A găsit o pradă ușoară pe Ciucă. Conferința aia de presă, tristețea aia de conferință de presă, pe care am așteptat-o două ore de pomană luni, ai văzut ce ambuscad a fost de fapt? Și a venit Marcel Ciolacu, da? Flancat de Ciucă și de Kelemen Hunor, a vorbit ce a avut el de vorbit, mesajele pentru poporul PSD-ist. Vorbit după aia Kelemen Hunor, după ce și-au transmis mesajele fiecare pentru electoratul propriu, au zis și acum o să vorbească primul ministru, că el așa îi zice. Din primul ministru. Face politică de 30 de ani, n-a înțeles că nu există primul, al doilea, al treilea ministru. Păi nu, dar o să o schimbăm noi. Eu te mai spun, mă, cu fondurile tale europene, cu finanțări pe 3 suri, pe 15 suri, ai înțeles că se numește prim-ministru, nu primul ministru. Păi dacă tu nu ești la nivelul ăla de pronunțare corectă a funcției, primul ministru, al doilea, al 13-lea, al... Egal 16, o să scrie pe mașină, egal 16. 4x4, egal 16. Cam asta e. Da. Bun, au plecat și au zis acum să vină miniștrii și să... Și l-au lăsat singur. Pomul ăsta pierdut. Și la un moment dat... Copilul ăsta abandonat în politică. Rămâneți cu mine, vă rog, eram și el așa nu într-o stare cu tine, de încurcătură. Dar de ce nu rămâneți cu mine? Mai stați un pic aici, da. Că ești Ciuca miștoului lor. Și uite asta, de-aia nu rămân. Până la urmă. Înțelegi? Deci s-a făcut o oarecare ambuscadă. Acum ne vine și ne zice că are resurse de la buget. Avem dublă finanțare. De la buget și de la Uniunea Europeană. Și de la buget de unde ai bani? De unde ai banii de la buget? Erau prevăzuți în buget? De unde iei? De unde pui? Pe ce te bazezi? N-ai explicat. Deci aia sunt banii de la buget. Păi și banii de la buget. Nu contează că vor veni europeni. Tu nu vezi ce Alba Neagră face? Acum se duc către Boloș, ce... ăsta nouul ministru al fondurilor europene și dacă nu vor veni banii de acolo, o să zică, dom'le, eu aveam vorbită treaba asta, păi hai să punem Boloș pe cineva ca lumea, liberali. Să punem pe cineva ca lumea ministru la fondurile europene, dar omul nu e în stare, noi vorbisem acolo, aranjasem lucrurile, nu e în stare să aducă banii pentru români. Noi am vrut să facem pentru români, să dregem, dar uite că domnul Marcel Ciolacu mai face o treabă tare de tot, mai vine, este în plin demaraj, vine, dă un interviu și spune că, domnule, președintele României să nu mai fie ales de cetățeni, e o idee extraordinară, să nu mai fie ales de cetățeni, să fie numit de parlament, că așa se întâmplă în Europa. Se întâmplă în foarte multe țări europene, chestia asta e un obicei. În unele țări europene e rege sau regină. Da. Hai să facem așa. În unele țări europene un impostor academic n-ar fi ajuns niciodată într-o funcție atât de înaltă. Și acum asta ești te gândești.
Mă-i fi referit la Marcel Ciolacu cu facultățile lui așa? Mă-i fi referit la Ciucă cu suspiciunea lui de plagiat? Ce tangență avem noi cu țările europene ca să dai tu model din țările europene? Îți dai seama ce... Și alege el fix ce-i place. Și-a făcut el un platoaș de elemente din țările europene care i-ar servi lui exact. Deci eu aș vrea... De ce? S-a gândit Marcel Ciolacu cu fața asta de coborâdă pe tractor? Nu ar câștiga niciodată alegerile prezidențiale în această țară? Multă au mai lume... fost și alți rudimentari care au intrat în turul 2. Haide că nu e atât de din punct de vedere. Dar e vreo problemă să muncești pe tractor, domnul Buzeanu? E chiar ar... De ce o consider o insultă? Este mult mai onorabil să muncești pe tractor decât să te prefaci că muncești în pe camera deputaților. Tractoare moderne, trebuie să specificăm. Nu e vorba de tractoarele vechi. Un tractorist în ziua de astăzi mai bine decât tine. Cum le știați dumneavoastră? Dar ce vreau să remarc totuși aici, trebuie să modifici Constituția, trebuie să faci, să drei, să te apuci de treabă. De-aia l-ai acolo pe domnul Kelemen Hunor. Ăsta e argumentul pentru care ai ținut acolo domnul Kelemen Hunor. De unde te duc că e o treabă serioasă pe care o plănuiesc cu oamenii ăștia? Bă, cum dracu rezolvăm cu președinția asta? Și atunci au venit cu ideea asta. Domne, hai să fie numit de Parlament. Hai să o reschizi. Parlamentul fiind una dintre instituțiile glumă ale statului român, numai departe de ziua de ieri explicam cum șeful poliției și șeful DIA nici măcar n-au venit la invitația unei comisii parlamentare spre a fi audiați. Măcar nu s-au dus acolo. Deci o instituție care nu e tratată cu respect de conducătorii altor instituții din statul român vrea să pună președintele României. Măcar atât mai avea poporul român la nivel de vot universal exprimat. Era cel domnule, mai... punea președintele României. Cel mai legitim, ți-a apărat președintele României cu droaia de vot? Cel mai votat om din această țară. Ce să-i faci? N-ai vechi. S-a gândit Marcel, nu m-ar deranja să-l punem noi. Păi nu te-ar deranja pe tine, Marcele, m-ar deranja pe mine. Că în partidul tău sunt semi-analfabeți. Îl aveți pe ăla, ceasuri. Nu știe să scrie ceasuri, îmi alege el președintele României. Și mulți alții. De la UDMR era o doamnă pe care ați făcut-o președintă de comisie parlamentară, care într-o intervenție telefonică la Buzdugan, că și ăla al naibii, i-a pus întrebări dificile, îi mulțumea lui Dumnezeu că n-au cazuri de copii bipezi în Oradea. Săraca e de etnie maghiară. Păi dacă e de etnie maghiară, e problema ei. Vrea să facă politică națională, nu locală. La politică națională nu-ți permis să nu cunoști cuvinte elementare cum ar fi cel biped. Că lumea tot mi-a venit și mi-a zis, dar ce tot ai tăbărât pe, cum o cheamă, pe Rosalia Biro? Ea e de etnie maghiară, poate nu știe toate vorbele. Păi dacă nu știe toate vorbele, vrea să-mi voteze președintele României. Ideea e că acum e doar un exemplu. Se pune problema următoare. Domne, PSD-ul nu reușește, nu e în stare totuși să-și instaleze un președinte, e clară treaba. Atunci hai să-l instalăm pe Parlament. Păi nu l-a pus pe Klaus Iohannis? Nu e suficient? N-a fost candidatul lor la ultimele alegeri? Acum e vorba de domnul Ciucă să-l pună. Că au sabotat-o pe Viorica Dăncilă din toate unghiurile posibile. Dar eu îl urmăresc pe domnul Ciucă așa cum se ia el în serios la toate vizitele astea. Am văzut cum dă mâna cu lumea așa când mai vine lume din afară și dă mâna așa ca și când ar fi un lider de stat. El încearcă și încearcă acest rol acum de șef de stat, încearcă să-l ia în serios și încearcă să se ia și el pe sine în serios așa în postura de lider. Și mă uit așa la el și la un moment dat chiar îi se pare că ar fi. Adică la un moment dat chiar îi se pare că ar merge ceva acolo. Am văzut că are o vorbire de asta așa în engleză acolo bânguită ca să nu se înțeleagă exact ce a spus când dă mâna cu cineva. Zice așa, hai să nu se înțeleagă exact dacă a greșit sau a zis-o bine. Cert e că e posibil totuși să ne trezim în continuare, după Klaus Iohannis, să ne trezim cu domnul Ciucă, mai departe numit de Parlament acolo în funcție. Dar apropo de președintele al Senatului, hai să mergem și în zona domnului Câțu, care a rezolvat o treabă. Să încă e președintele Senatului? Se duce, da. Nu l-a schimbat nici președintele? O ia încolo către Kiev, are întâlnire cu domnul Zelenski, a fost o veste fulminantă cu care am făcut liniște în domnul localitate. Domnul Zelenski știe că domnul Câțu... Domnul Zelenski știe, probabil. Nu mai reprezintă nimic? Să dăm o poză, că el, Florin Câțu, de când a vorbit Zelenski în Parlamentul României, imediat s-a autentificat cu acest succes, a zis, domnule, e o rezolvare a mea, eu am reușit-o pe asta, și are o poză, îl cunoaște... Stai, ce-a rezolvat? Uite, l-a cunoscut pe Zelenski la un moment dat, se știe cu Zelenski, asta e ideea. L-au cunoscut vecinii toți. Ce a rezolvat domnul Câțu? Că l-a adus pe Zelenski pe un așa s-a autentificat proiector în Palatul Parlamentului, nu s-a auzit, nu s-a văzut, nu s-a simțit? El zice că ar fi ceva acolo. Și ce mare reușită. Păi Zelenski doar unde n-a vrut, n-a vorbit. Da. Ce mare nebunie că ți-a vorbit Zelenski în Parlament, nu știm ce a spus. Dar acum nu-i nebunie că se duce la Kiev domnul Câțu? Nu e, mă, nicio nebunie. Cum să nu fie? Uite-l. Ce mare inginerie că acolo se duce la Kiev. Ha, o să-l vedem acolo. Dar care e reușita că se duce toată președintele? Toată lumea bună e acolo, tu vezi că și astăzi sunt duși pe acolo tot. Și ce, cu ce din ajută? Polonia, din... Toată lumea bună e acolo, trece pe acolo. Nu știu dacă nu rămâne, dar trece pe acolo. Și cu ce te-ai păi și noi n-aveam pe nimeni, domnul Zafir. Păi n-am trimis, am trimis un europarlamentar. Aveam un la nivel de europarlamentar aveam acolo. S-au dus și au pus o
caz că au filmat pe acolo, domnule, e prăpăd. Am înțeles, știam cum arată războiul. Dar bomba e alta. Și dacă face domnul Câțu, dacă se duce el acolo, da. Că vreau să înțeleg care e logica acestei deplasări. Mecanismul, da. Se duce domnul Câțu acolo și vorbește cu Zelenski. Da. O face și niște poze, e că poze important. Sunt o forță amândoi. Da. Așa, fac un instastory, fac ei ceva, nu, se duc de pomană. În ce calitate se duce domnul Câțu, că președintele Senatului? Păi președintele Senatului e nimic, mă. Președintele Senatului, al doilea om în statul român, așa că i-a zis. Al doilea, păi așa e avântul lui Zelenski. Probabil e ideea. Zelenski nu știe. Și o să vin eu, sunt al doilea om în statul român. Domnul Câțu nu mai reprezintă nimic în ziua de astăzi. Faceți acuzații grave. Funcția sa de președinte al Senatului e o chestiune cu durată limitată în timp. Îl mai țin un pic ca să pară că nu de asta l-am schimbat. Că nu mai conta pentru noi, nu mai însemna nimic. I-au blocat numărul de telefon membrii PNL. Doamne, tu înțelegi că l-au dat afară? Nu mai lucruri grave. L-au dat afară pe un telefon? Păi da, acum o să reprezinte. O să-și recâștige până la urmă credibilitatea. Păi se duce acolo, domne, și o să zică cine-i Câțu, o să mă întreb cine-i Câțu, o să spun, păi spune-o cine-i Câțu. Cine o să te întrebe, mă, cine-i Câțu? O să zici tu, domne, dar cine-i Câțu? Eu o să zic cine-i Câțu. Ce mai reprezintă? Eu m-am lămurit cine-i Câțu, mă. Ce mai reprezintă? De când a devenit premierul României, m-am lămurit cine-i Florin Câțu. O să zici ce mai reprezintă Câțu, cum ai zis mai devreme. Și o să spun, păi e cel care a fost, s-a întâlnit cu Zelenski. Uite, deja își găsește un alt prilej de contextualizare. Și uite-te și tu, ca să ia și omul ăstuia. Ce să ia, mă? Tot succesul în care, uite, asta mă deranjează, bă, la România și la pierderea dracu de treabă. Asta, mă. Era și omul ăsta într-o situație fericită în viață. Domnul era clar, se ducea, se vedea cu Zelenski. Se cunosc, uite poza, deci te știu, îl știe. Câțu, Florin, poate zice, Vladimir, Florin, cutare. Marcel Ciolacu merge la Kiev. Volodimir. Volodimir, pardon. Dacă zice Vladimir l-a confundat președintele. Marcel Ciolacu merge la Kiev. Președintele PSD ar putea susține chiar un discurs în Parlamentul Ucrainei. Băi, ia prin planul, s-a dus omul ăsta, era treabă clară, la ora 4 eram celebru domnul Câțu. Acum zice Ciolacu, bă, să mă duc și atunci. Că și el, președinte, păi, să mergem toți. Păi, bă, merge dacă și noi. Merge toată lumea. Păi, dar mergem și noi, domnul Zafir, de ce să nu? Că n-am cu ce să ajut. N-ai cu ce să ajut. Mi se pare asta. Că ei se duc să ajute? Să storci. Ei se duc să se ajute. Se duc să stoarcă niște lacrimi. Da. După suferința războiului din Ucraina, oamenii ăștia au necazuri mari, sunt bombardați, da. Orașele lor sunt distruse, sunt puse la pământ de armata rusă, acolo în est, lucrurile sunt clare. Da. Înțeles că era o armată de desculți care a venit cu o praștie și niște pietre. Văd că cu o praștie și niște pietre, în momentul de față, tot estul Ucrainei e pus la pământ. Controlul este în totalitate al rușilor și al separatiștilor. Da. Bun. E... Cu ce te... Deci oamenii ăștia sunt într-o situație dificilă. Te duci și tu acolo, o să țin un discurs. Deci chiar cred că așteptau parlamentarii ucraineni un discurs al domnului Marcel Ciolacu. Păi o să le spună cu economia, o să le dea niște soluții, cum să facă, cum să dreagă. O să le explice, cum le explică și nouă. Uite că le-ați văzut mai devreme, le-a explicat nouă. Să le explice și lor. Niște oameni de paie de la București, da. Să vorbească în fața unor oameni amărâți, nu vreau să dau altă... semnificație acestor politicieni de la Kiev. Și asta le mai trebuie lor acum? Să-i mai storci tu un pic de suferință, să fii tu trei voturi în țară? Bă, nu erau ei suficient de amărâți să-l asculte. Au venit rușii peste ei, se mai duc și Florin Câțu și Marcel Ciolacu. Îi mai bombardează și ăștia cu platitudinile lor, că de la Marcel Ciolacu și Florin Câțu în ultimele 6 luni n-am auzit, de la Florin Câțu cu mai mult de 6 luni în urmă mai auzeai chestii inteligente. Da, de la Marcel Ciolacu niciodată. Deci, de la ăștia doi, în ultima jumătate, dar n-am auzit un lucru memorabil. Absolut nimic. Bă, dar nimic care să conteze. Nimic pe care să-l reții. Pune și de la Victor Ponta și știi că gradul de antipatie pe care l-a atins Victor Ponta în societatea românească e serios, e un reper istoric. Bă, mai producea ceva, o mărgică. De la oameni ăștia n-a rămas nimic memorabil, se duc să vorbească unui parlament în război. Ca să ce? Cu ce ajută? De asemenea, în acest moment se discută, domnule, nu e rezolvată treaba, așa? Se discută despre un posibil discurs al președintelui PSD Marcel Ciolacu în Rada Supremă Ucraineană. Deci, eu stau și mă gândesc așa, totuși, cum stau oamenii în necazul lor și acum stau și au lăsat un aibii de est, de Donbass, de conflict militar, stai un pic. Să vedem cum facem că, uite, s-a vehiculat Marcel Ciolacu aici în regiune să vină să ne zică niște lucruri, să ne pună un pic la punct cu niște lucruri. Dom'le, dacă nici astea nu mai sunt vești bune, faptul că se duc ai noștri încolo, să duce parlamentul încolo, Rada de bine stat. Că nu se duc să vorbească cu Marian Rada. Deci, se duc să vorbească în Rada asta și ce au de gând să le spun? Păi nu vor să ne spună nouă înainte, ca să vedem dacă are sens, ne compromitem așa la plenar național. Cine știe ce prostii suntem alături de dumneavoastră, vom învinge dușmanul de la răsărit. Ce să spună, mă, Marcel Ciolacu? Păi să vorbească urât despre... Păi să învețe cum a reușit el să păcălească 30 de ani fără să aibă un loc de muncă stabil. A lucrat la mișto la o firmă a primăriei câțiva ani și în rest numai funcții politice. Asta aș vrea. Să meargă pe școli să spună, dacă nu vă place munca, vă dau exemplu meu personal. Fără prea multă școală serioasă, fără prea mult efort, uitați-vă cum am reușit să păcălesc, că am
fac și aici, dar mâine, poi mâine, și am reușit să nu muncesc decât în glumă la o firma primăriei o perioadă scurtă de timp. Îți dai seama, lucra la firma primăriei, Sanchi. El fiind după aia viceprimar, deci înțelegi. E o competiție. Un mare erou al evitării muncii. Care asta e tot ce știe Marcel Ciolacu să facă. Care e mai degrabă între cei doi, o competiție serioasă? Care este mai degrabă cel care merge la Kiev să ne reprezinte acolo? Dar cazurile vin pe ideea de gaze. Sigur că la un moment dat te uiți la prețuri, te uiți cu o stare de îngrijorare legitimă. Bă, ce dracu facem cu gazele astea? Și Rusia vine și le dublează gazele celor din Republica Moldova, să vedem ce se întâmplă. Pentru 1000 de metri cub de gaze, moldovenii vor fi nevoiți să plătească de acum 1193 de dolari, un preț dublu comparativ cu luna martie, când pentru aceeași cantitate de gaz plăteau 547,26 de dolari. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz, Vadimin Ceban. Rusia va furniza gaz Moldovei timp de 5 ani, după cum prevede contractul semnat Moldova Gaz și gigantul rus Gazprom în luna octombrie a anului trecut. În noul acord este prevăzută plata în avans pentru gaze până la data de 20 a fiecărei luni. Nu este pentru prima oară când Moldova are probleme cu Gazprom. În urmă cu un an, compania rusească a propus tarife de 3 ori mai mari. Analiștii economici sunt de părere că nu prețul crescut al gazului reprezintă o problemă, ci timpul scurt în care suma trebuie achitată. Nu în sine prețul este problema, pentru că dacă mă uit pe cotații la Amsterdam și la Viena, mă rog, pe unitate de contract, constat că prețul este relativ apropiat cel anunțat de ruși de cotațiile internaționale. Dar intervine brusc și pe deasupra se solicită și plata în avans până la data de 20 al lunii. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate e de părere că prin acest gest Rusia vrea să intimideze Moldova. De aceeași părere sunt și analiștii economici. Rușii știau că autoritățile din Republica Moldova nu sunt în situația de a plăti peste noapte o sumă de bani atât de mare prin dublarea prețului la 1000 de metri cubi. Deci, în mod evident, rușii nu au prevenit autoritățile moldovene și utilizează, de fapt, ca armă livrarea de gaze către Republica Moldova, deși această țară, până în prezent, a avut o poziție, hai să-i spunem, neutră. Pentru a ieși din această situație, Moldova ar trebui să se conecteze la un alt sistem de gaze și să naționalizeze toate accizele. Moldova ar trebui să se hotărească să se conecteze la sistemul de gaze din România, chiar dacă țara noastră nu poate livra în momentul de față în Moldova o cantitate suficientă, din moment ce nici noi nu avem, și să naționalizeze toate activele pe care Gazprom le are pe teritoriul Moldovei. Dar treaba asta cu Republica Moldova, mie mi se pare totuși, domnul Zanfir, că e de mare succes, în sensul că, domnule, părem ăia bogați, știi? Adică tot timpul și noi o să ajutăm și pe oamenii ăștia din Republica Moldova. Ai văzut-o pe doamna Maia Sandu, mulțumindu-i lui Klaus Iohannis că i-a dat păcură. Și i-a dat o pătură într-o noapte grea de iarnă. I-am ajutat, am văzut tot timpul, am văzut mereu când apare discuția, domnule, ne-am ajutat, am venit un scurt istoric al ajutorului pe care românii îl oferă Republicii Moldova. Le-am dat de mâncare, le-am dat... Și de-alea, deci de bine de rău ne-am achitat. Pare o națiune sinistrată, eu nu vreau să-i jignez, eu sunt și destul de unionist, așa, dacă mă întrebi. Ai și calități, de degeaba zice lumea. Dincolo de asta aș fi și unionist, dar mi se pare că Republica Moldova are un blestem în ceea ce privește conducătorii statului. Inclusiv Maia Sandu, care înțeleg că este o vedetă, un rockstar în România. Sunt și pe bună dreptate. Românii noștri impresionați. Pe bună dreptate, până la urmă, da. Da, dar are atitudinea aia de ajutor social. Știi? Are atitudinea aia de președinte amărât, care a venit la cerșit de fiecare dată, ceea ce nu stabilește. Nu e un președinte amărât? Nu e un președinte care a venit la cerșit, așa, pui tu problema sprijinului pe care îl oferim fraților noștri de peste Prut. De stat destul de amărât, până la urmă. Ce vrei să vină, Tanțoșe, ce vrei să faci? Și președintele Klaus Iohannis e președintele unui stat destul de amărât. Dar n-are atitudinea aia de milog. Bun, nici doamna Maia Sandu, nu vreau să o jignesc, doar am o problemă cu Maia Sandu, că și-au pus speranțele unioniștii în ea și după aia când am văzut-o pe interviu, explica, stați că nici cu România nu mi-e rușine, vedem, să facem un referendum, să vedem ce or zice România. Nu prea vrea Moldova. Nu e mare tragere de nimă, prea vor, da. Dar problema la nivel de branding pe Republica Moldova e că ei așa se și marketează în afara granițelor. Dar au venit și cei de la Republica Moldova, dacă le puneți o farfurie de ciorbă caldă. Adică asta e la nivel de demnitar, cum pun ei problema. Și o pun greșit. O pun greșit. Și de asta există și în România atâta scepticism. Domne, ce să facem, domne, cu Basarabeni? Nu e fost că sunt morți de foame.
Cam asta e problema. Ce facem? Băgăm atâtea județe sărace, că s-ar transforma în județe dacă s-ar alipi la România. Și asta nu ajută cauzei unioniste abordarea asta pe care o are nici mai aia. Dar Sandu, într-o conferință de presă comună, Klaus Iohannis de 4 ori a mulțumit pentru păcură. Și pe bună... Bă, zici că i-a dat un lop de ficat. Și pe bună dreptate. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă. Băi, m-am simțit mândru. Dar mai mulțumesc și în privat. Vin din țara care a asigurat păcura în Republica Moldova. Mi-a dat și mie o stare de demnitate națională, domnule. Uite, de bine de rău am reușit. Nu știi că le-am dat păcură până la aflat. Eram așa o stare de bucurie. Ești o forță pe păcură. Când te duci data viitoare la Chișinău, să ai buzunarele pline de păcură. O să le dai așa la stop, la semafor. Îți bat săracii, copiii, cercetori. Dacă puteți să... Ia-mă niște păcură. Nu așa se pune problema. E o mentalitate de asta provincială pe care și noi și basarabenii noștri o avem așa în Europa. De bine, hai mai departe. Totuși avem aceste gaze pe care trebuie să le furnizăm și celor din Republica. Gaze am văzut că au și și Ciolacu, dar altfel nu și-ar permite ei să spună voi vorbim parlamentul ucrainean. Da. Să ne dea în gazele. Una peste alta, noi suntem foarte puternici pe replici. Hai să ne gândim totuși la chestia asta. Noi românii și noi mai ales noi români. La nivel de conducere. Zelenski îl ironizează pe Vladimir Putin. Vladimir Putin dă și el niște replici lui Zelenski. Adică s-a ajuns la războiul ăsta deocamdată de bine de rău, nu mai e pe zona de militar, e mai degrabă pe zona de replici unde am stat foarte bine. Adică dacă se aduce domnul Ciolacu, ar putea să ajute să dea și el niște replici acolo. Că și el n-are. Cine? Ciolacu, n-are și el replici. Are niște. Auzi, dar Ciolacu... Unde le are, mă, le-a luat de la cineva? Să duce în Ucraina cu niște bagnote acolo, iar niște... cum are el de obicei, cum merge acolo, domnule, la noi așa se poartă... Să nu-i cadă niște ruble. Așa se întâmplă la noi. Bun. Hai să-i spunem bună seara domnului Ovidiu Raețchi, președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență. Bună seara, domnule Raețchi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, noi vă mulțumim, domnule Raețchi. Urmăream cu o stare de îngrijorare legitimă ceea ce se întâmplă acolo în Marea Neagră, încercând să înțelegem totuși cam spre ce tind să meargă lucrurile. Care este atmosfera acum din punct de vedere militar în Marea Neagră? Am citit și un editorial noastră în legătură cu această chestiune, că e foarte important totuși să reușim să gestionăm lucrurile acolo. Sunt multe motive pentru care Marea Neagră e importantă. Două dintre ele doar. Primul sunt resursele din zona hidrocarburilor, din zona gazului, care din momentul în care vor fi exploatate eficient de către statele riverane, înseamnă pentru capacitatea Rusiei de negociere o scădere semnificativă și, în al doilea rând, și pe termen mult mai scurt, imediat, dacă vreți, Marea Neagră este coridorul care asigură reclajul unui dezechilibru strategic de resurse la nivel global. E vorba de dezechilibru dintre regiunea Cernozemului, în care ne aflăm noi, regiunea celui mai fertil pământ agricol posibil, Black Earth, îi spun americanii, britanicii, și regiunea nisipurilor, care nu e atât de îndepărtată, e doar cularul care pleacă din Marea Neagră și intră puțin în Mediterana, da. Livrează către Orientul Mijlociu și livrează către Africa grânele, cerealele din această, deci din această regiune. Prin portul din Odessa, din Mariupol, Ucraina, care este pe zona de agricultură, am înțeles cu toții o mare reușită, livrau pe acolo. Acum înțeleg că se încearcă o altă rută, se încearcă o altă soluție, pentru că e clar că Odessa și Mariupol par nefuncționale, cel puțin Mariupol, sigur. În primul rând, ai un blocaj sistemic care se menține din perioada Uniunii Sovietice, care practica o altă viziune despre ecartamentul șinelor de trei. Și noi vedem asta în Moldova, că trebuie să schimbi de la o anumită dimensiune la altă dimensiune vagoanele și asta presupune un blocaj. Deci, din păcate, versiunea de ieșire prin vest, prin Polonia și apoi coborâtul în Marea Mediterană a dus la câteva mii de vagoane care stăteau în așteptare. S-a căutat soluția prin România, dar ce să vezi, întâmplător, în urmă cu câteva săptămâni, serviciile secrete din Rusia au anunțat că s-au rupt câteva, vreo 420 de mine care fuseseră pregătite de Ucraina pentru a-și apăra porturile. Știre neconfirmată de ucrainieni și potențial fake news, e foarte greu să crezi informațiile care vin dinspre Moscova în perioada asta. Da. Și atunci avem mine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Inițial s-a crezut că e un fake news care doar să disrupă traficul naval, dar s-a dovedit într-adevăr că atât scafandrii români cât și scafandrii turci au găsit inclusiv foarte departe de Ucraina, în strâmbarea Bosfor, astfel de
de mine, ceea ce dintr-o dată se duce la blocaje sistemice pe coridorul ăsta de transfer de cereale și de grâne către Africa și Orientul Mijlociu, pentru că cresc foarte mult prețurile de asigurare. Nimeni nu e dispus să pierdă o navă întreagă care explodează dintr-o mină din asta de dezordine. Deci asta practic afectează și portul portul Constanța. El acum în ce situație este? Funcțional? Cum reușim să gestionăm situația acolo în portul Constanța? Funcțional e, în măsura în care e și să treci pe un Bosfor. Ceva real în ce a spus Sorin Grindeanu, că ieri sau când zicea Radu, ieri alaltăieri, când vorbea Sorin Grindeanu și ne spunea că e o mare oportunitate pentru portul Constanța în momentul de față să devină cel mai important port din regiune. Dar n-a vorbit absolut nimic despre riscurile la care e expus traficul maritim către portul Constanța, având în vedere minele despre care vorbeați puțin mai devreme și de ce nu ideea în sine că există o tensiune militară în nordul Mării Negre. Portul își face treaba, scafandrii noștri chiar și-au făcut treaba și sunt 24 de ore în căutarea acestor mine. Problema nu este a unui stat anume, repet, există o structură NATO care coordonează aceste căutări, ci este mai degrabă rezerva transportatorilor comerciali de a-și asuma aceste riscuri. Aha. Bun, și acum se mai pune și problema că ne-am pus și noi multe speranțe în gazele acelea din Marea Neagră, o să vedem cu legea asta offshore. Cu ce ne influențează totuși situația, cel puțin din zona insulei Șerpilor? Dacă se va pune la punct până la urmă și legea și ne vom apuca de exploatare acolo, care e situația cu rușii din zonă? Din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare privind paternitatea zonei. Există un proces câștigat de chiar sub coordonarea ministrului Aurescu la un moment dat, deci lucrurile juridic sunt clare, dar acum e vorba de disponibilitatea părții ruse de a accepta legea internațională la Marea Neagră sau, dimpotrivă, de dorința sa de a crea astfel de evenimente cu potențial disruptiv și de a nu lăsa Marea Neagră să fie o zonă stabilă, pentru că dacă există bombardamente, atacuri asupra navelor, există mine, iată, e cucerită o insulă a cărei suveranitate este limpede, atunci Marea Neagră va fi o zonă instabilă. Da, teoretic și Crimea ar trebui să funcționeze ca fiind, din punct de vedere juridic, mai degrabă a Ucrainei decât a Rusiei. E clar că nu sunt foarte dedicați juridicului în perioada asta, cel puțin rușii. De aici și îngrijorare. Da, dincolo de efectele juridice, de facto, cu ce schimbă datele problemei faptul că Pietroiul ăla numit Insula Șerpilor este în momentul de față ocupat de ruși? E posibil să ai mari ezitări din partea capitalului privat să-și asume. E ca la acest coridor despre care spuneam. Statul, din punct de vedere juridic, are totul în regulă, însă trebuie să convingi investitorii privați că este o zonă stabilă. E vechea problema României. Veniți, investiți într-o zonă stabilă. Ori dacă Rusia, în momentul de față, schimbă direcția de atac înspre Odessa, și miza ei e unul din scenariile care este analizat de specialiștii militari. Zona ei de influență devine sudul, nu atât estul, sudul cu bătaie, așadar pe tot ce înseamnă zona de Mare Neagră, atunci problema nu ai doar cu insula Șerpilor, ai o întreagă fâșie de litoral care duce înspre Marea Neagră. Deci ai Mariupol, ai Odessa, ai insula Șerpilor, deci un potențial disruptiv ridicat în Marea Neagră. Există această tensiune care e greu de gestionat acum. Sigur, ne punem speranțe în gazele alea, dar nu știu cât de mult le putem specula. Mulțumim pentru intervenție, domnule Ovidiu Raeschi. Mulțumim pentru comentarii, pentru explicații. Ovidiu Raeschi, președintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. E o stare de încurcătură acolo pe care sigur trebuie să o gestionăm. L-am văzut domnul Zanfir și pe domnul ministru apărării îngrijorat în legătură cu ce se întâmplă acolo pe insula Șerpilor, care sigur e un pietroi, dar nu contează asta, contează ce este aferent. Păi mă bucur că îl văd îngrijorat pe ministrul apărării, că ministrul apărării are o tangență cu apărarea mai degrabă egală cu zero, ca să nu spun mai mică decât zero, știi, negativă. Da. Adică el n-are nicio treabă cu apărarea, domnul Dâncu. Așa că mă bucur că e îngrijorat, că asta înseamnă că ca să-ți dai seama că nu, hai să o iau altfel. Ca să-ți dai seama că nu știi, trebuie să știi totuși ceva. El începe să-și dea seama că nu știe nimic despre domeniul pe care îl coordonează.
Dă-mi seama cum a putut să ajungă domnul Dâncu, ministrul apărării, în condițiile în care, la momentul la care a fost într-adevăr întrebat așa discret de ce a ajuns în această postură, a spus că are stagiu militar satisfăcut, la obligatoriu, după vremea lui Ceaușescu, și că la un moment dat, nu știu ce a făcut, a scris într-o revistă care publica strategica, dumne, lasă-mă. Uite că se adună argumente. Ca și cum a venit cu argumente, acum că am discutat cu analiști militari, dar că dă bine, dă rău. Și ori ușor mai știm și noi, da. Ce e asta? A fost o glumă în contextul ăsta. Îmi spui că îl pui pe Ciucă premier, că e război. A venit domnul Dâncu. Domnul Dâncu era cu alte sigur că combinații că... pe vremuri. Punea șef la FRF. Ceea ce e important, apropo de apărare. La al treilea mandat Burleanu la FRF. Apărarea, copilul de suflet al lui Dâncu. Apărarea echipei naționale, sigur că am văzut că nici aia nu funcționa prea bine. Păi nici pe fază ofensivă, nici pe fază defensivă națională nu funcționează. Dar problema FRF-ul ăsta. Domnul Ciucă, este că noi mai degrabă în perioada asta avem o problemă cu economia decât cu războiul. Adică noi nu prea suntem implicați în război, noi suntem mai degrabă implicați în război economic și atunci ți-a dat în cap dacă vrei să numești pe cineva de știe de capul lui acolo, să-l numești pe unul care știe economie. Unde? La guvern. La premier? La premier. La prim-ministru? Da, la primul ministru, cum ar zice Ciolacu, necunoscând bine limba română? Da. De unde te gândi să pui unul care știe economie la Ministerul Economiei? Sau cel puțin la economie, da. Păi noi avem absurditatea aia denumită generic domnul ministru Spătaru, da. Un om care refuză dialogul pe subiectele care nu-i convin și nu discută decât cu presa după ce e în prealabil pe informațiile noastre obținute pe surse și ar fi negociat aparițiile mediatice. Da? El n-a recunoscut, nu e o informație publică. Dar ce am reușit noi să aflăm de la colegii din presă, că și le... O, la sânge acolo. Dar nu cumva să-i puneți vreo întrebare dificilă. De exemplu, sunteți membru de partid sau nu? Face... De exemplu, când v-ați dat demisia de la partenerii dumneavoastră, de la Damen. Uite, întrebări la care nu vrea să răspundă. Da. Și sunt de siguranță națională. Le facem mai degrabă economia la răspunsuri. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu detalii importante legate de consecințele a ceea ce se întâmplă acolo în Ucraina. De exemplu, pe zona asta de construcții. E o stare de îngrijorare. Au crescut prețurile. Sigur că vedem când se intre într-o criză, se începe cu zona imobiliară. De acolo încep crizele cumva. Hai să vedem ce se întâmplă după o scurtă pauză. Stăm de vorbă cu cineva din domeniu. Da, ne-am întors în direct. Sigur că conflictul, sau cum, doamne, iată-mă să-l numim, războiul, nenorocirea din Ucraina are consecințe locale din punct de vedere al vieții umane, dar are și consecințe economice în toată Europa. Una dintre problemele cu care ne confruntăm este zona aceasta a construcțiilor. Îi spunem bună seara domnului Cristian Erbașu. Bună seara! Da. Bună seara, domnule Erbașu. Domnule Erbașu, suntem în această încurcătură din punct de vedere al construcției. Este un zvon, sigur că sunt oameni care dau să-și construiască acum case și spun că s-a scumpit foarte mult materialul de construcție, mai degrabă o zvonistică, e o realitate. Cât de gravă e situația din punct de vedere al materialelor scumpite din pricina conflictului din Ucraina? Este foarte cunoscută această scumpire a materialelor. Ea a început de acum un an și jumătate. Scumpirea a fost un prim val de scumpiri masive anul trecut, în prima parte a anului. După din cauza aceea, pandemiei atunci, era din cauza... Da, partea a doua pandemiei, după care, evident, a revenit această scumpire și această mărire de prețuri începând cu ianuarie, din cauza energiei, costurilor pe toate, și pe energia electrică și pe motor, și pe combustibil. Iar, ca să fie totul... știți cum e cireașa de pe tortă, a venit și războiul și acesta evident a influențat foarte mult, mai ales din cauza faptului că foarte multe materiale importante folosite în construcții, cum ar fi oțel, betonul, tabla, bitumul, pata bazaltică, se produceau în Ucraina și în Rusia și se aducea și alimentau piața din România. Deci în momentul acesta au rămas prizonierii unor alte piețe, care și acelea sunt destul de limitate și evident toate costurile au luat-o sunt necontrolabile. Au luat-o la deal. Și ce e mai grav este că, bun, se poate înțelege o anumită scumpire a materialelor cauzată de acești factori, însă a apărut și un element speculativ, pentru că este o criză a lor, a acestor materiale. Se lucrează pe anumite stocuri, stocurile sunt limitate, iar cei care au astfel de stocuri, de multe ori, poate chiar
refuză să vândă în ideea că vor vinde mai târziu, mai scump. Deci este o situație destul de critică. E un blocaj întreg și sigur că noi ne gândim și în perspectiva Bucureștiului, unde ar fi trebuit să înceapă niște lucrări de înlocuire a țevilor. Avem această problemă în care zacem. Cu ce este influențată? Bănuiesc că totuși e agravată situația. Oricum aveam o situație greu de rezolvat. Această problemă este generalizată. Deci nu iartă pe nimeni situația. Așa, aceasta, toate investițiile sunt în momentul de față fie blocate, fie frânate. Se fac eforturi foarte mari la nivel guvernamental și, într-adevăr, s-au implicat toți factorii politici care sunt în momentul acesta la guvernare. Sperăm să apară mâine o ordonanță doar pentru anumite proiecte, proiectele naționale, în cel mai scurt timp să apară și o altă ordonanță pentru fonduri europene, pentru cele pe fonduri europene, pentru că dacă nu apare acea ordonanță, exact proiectele cele mai importante pe fonduri europene vor fi afectate. Iar un al treilea pas îl reprezintă schimbarea metodologiei Indicatorului Național de Statistică, acel indice de cost în construcții, fără de care practic nicio formulă de ajustare a contractelor nu oglindește realitatea din piață. De acest fel se pot debloca contractele. Din păcate, nu cred că ne putem aștepta într-un viitor apropiat la o revenire a prețurilor. Oricum, trebuie să fim mulțumiți ca în cel mai scurt timp acestea măcar să stagneze. Să stagneze. Și acum, dacă războiul se presupune că s-ar încheia într-o săptămână, dăm așa un festival de ăsta optimist, dacă s-ar încheia într-o săptămână, ar dura până la urmă, până la revitalizarea pieței, bănuiesc, câte estimați? Este foarte greu de evaluat. Spune că, gândiți-vă, va fi o cerere foarte mare de materiale de construcție pentru reconstrucția Ucrainei. Deci Ucraina în continuare nu va putea da către alte piețe, atâta timp cât va avea o cerere locală foarte, foarte mare în următorii ani. Deci lucrurile nu sunt extrem de ușor, nu sunt ușor de evaluat în acest moment și oricum noi ne așteptăm la o creștere a capacității de producție în România. Știți că în România, practic în ultimii ani, nu s-a mai produs oțel beton. Se speră la o repornire a producției de oțel de beton la Târgoviște și în alte fabrici, astfel încât piața să obțină oarecare cantitate de oțel beton produsă în România. Și asta nu numai pe oțel beton, sper și în alte materiale de construcție. Și o ultimă întrebare legată de ce se întâmplă acolo în Ucraina. Se discută despre faptul, ne este livrată ca veste bună ideea că vom participa și noi la reconstrucția Ucrainei. În ce măsură avem noi această posibilitate? Ucraina este foarte aproape de noi. Sunt câteva companii din România care cred că ar avea capacitatea și posibilitatea și expertiza tehnică, financiară și juridică să participe la anumite contracte în Ucraina. Rămâne de văzut însă modul în care această reconstrucție se va face și politica de investiții din Ucraina. Este evident că pentru România ar putea fi o piață, pentru firmele din România de construcție ar putea fi o piață bună, însă trebuie să ținem cont că în primul rând avem foarte multe proiecte de făcut în România. Știți foarte bine, PNRR-ul are extrem de multe proiecte de investiții. Să vedem întâi dacă suntem capabili să le ducem pe acestea la bun sfârșit în România. Mulțumim pentru intervenție și pentru detalii, domnule Cristian Erbașu. Sigur că e o situație ce nu prea pare să aibă o ieșire prea curând. Este evident blocajul și ne aducem aminte că, până la urmă, criza anterioară de aici a plecat, în zona de imobiliare. De aici ni s-a tras. De aici s-a încheiat totuși toată problema. Bun, există acum și această competiție despre care am vorbit un pic mai devreme de mers în Ucraina acolo. Domnul Ciolacu cu domnul Câțu se zbat care să ajungă mai degrabă înainte acolo și avem și o replică a domnului Zelenski în privința președintelui Germaniei. Domnule, să nu vină omul ăsta pe aici, domnul Steinmeier, că este totuși deranjat domnul Zelenski de faptul că el în postura de ministru de externe a participat la această creștere a Rusiei, această situație greu de gestionat a Rusiei. Și acum vine o replică, atenție, din partea domnului Olaf Scholz, care îl pune la punct pe Volodymyr Zelenski.
Deci acum vedeți că suntem și într-o zonă asta a competiției replicilor, care dă o replică mai puternică, care vine cu replica mai puternică. Da. Și zice președintele Steinmeier, zice, ar fi dorit să meargă în Ucraina și să-i facă o vizită președintelui Zelenski, a spus domnul Scholz. Așa. Ar fi fost bine să-l primească. De ce? Îl amenință Olaf Scholz? Zelenski a zis să vină... Și gașca lui de rusofil? Să vină Scholz atunci, să nu vină Steinmeier, să vină Să nu meargă niciunul dintre ei, că au contribuit la poziția în care se află Federația Rusă în egală măsură. Steinmeier ăsta, președintele Germaniei, președintele federal, este fostul șef de cabinet al lui Gerhard Schröder. Care e omul rușilor. Este evident ce e cu el. E omul rușilor, nu e evident ce e. Este omul rușilor, Gazprom. Înțelegi? E unul dintre oamenii care nu au renunțat la banii rușilor nici măcar când Rusia a devenit un stat agresor. Deci este un om căpușat, o căpușă la banii rusești. Acum, Steinmeier a contribuit decisiv la creșterea dependenței energetice a Germaniei de Federația Rusă. Deci faptul că în momentul de față Federația Rusă are acest instrument de șantaj asupra Europei, gazul rusesc, se datorează într-o oarecare proporție și acestui cetățean german, Steinmeier. El, nu acestui cetățean român de etnie germană, acestui cetățean german. Deci președintele federal, președintele Germaniei, e unul dintre artizanii dependenței energetice a Europei de Federația Rusă. El, Gerhard Schröder și cu Angela Merkel. Da? Deci Olaf Scholz în momentul de față, încordarea asta a lui nu și are niciun fel de rost. Ei, nemții, sunt extrem de vinovați. Nemții nu sunt vinovați doar pentru ce face Rusia acum. Nemții sunt vinovați pentru ce a făcut Rusia și acum 80 de ani, da? În al doilea război mondial. Pentru că, să ne amintim, înainte de a fi dușmani în cel de-al doilea război mondial, unii de partea aliaților, unii ai Axei, ei și-au împărțit Europa cu pactul Ribbentrop-Molotov. Deci pare ceva mai degrabă istoricește valabil în ceea ce privește responsabilitatea Germaniei și a politicienilor germani pentru ororile comise de Federația Rusă în prezent, Uniunea Sovietică în trecut, în această parte de Europa. Deci ei nu au nici măcar dreptul moral de a fi acum ușor înțepați, cum este acest Olaf Scholz, ce au găsit nemții să pună în loc de Angela Merkel, care și Angela Merkel la vremea ei ce a fost, dacă nu un apendice rusesc, și la un apendice al intereselor rusești în Uniunea Europeană, domnul Zeanu, că ne-am obișnuit așa să-i tratăm pe toți cu mănuși, da, domne, că v-a spus cancelar, tot atâta ipocrizie și în societatea românească și în Uniunea Europeană. Se cancelați de topări. Sunt adevăratul cancel culture, înțelegi? Ăsta ar trebui să fie. Să spunem lucrurilor pe nume. Ne uitam la ei ca la politicieni de talia Angelei Merkel. Politicieni de talia Angelei Merkel ne-au nenorocit pe câteva generații. Hai să vedem cu Gerhard Schröder și cu Steinmeier, bine că acesta din poziția pe care o are nu poate să facă mare lucru decât să fie bătaia de joc actuală a președintului Zelenski. Că uite, spune, unde vii mă tu aici? Un schimb de replici între Volodymyr Zelenski și Vladimir Putin de la distanță, trag cu replici unii în alții, să vedem care câștigă în zona replicilor. Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же. Potrivit celor mai recente actualizări, Moscova a informat că 1351 de soldați au fost uciși de la începutul campaniei. Ucraina susține că numărul real este de aproape 20.000. Rusia a pierdut mai mulți oameni în numai 48 de zile de la declanșarea războiului decât în cei 10 ani ai războiului din Afganistan, 1979-1989, a mai spus șeful statului ucrainian. Dar nu e ca și cum e vreo lovitură, nu e ca și cum rușii nu sunt obișnuiți să-și piardă soldații, ne uităm și ce s-a întâmplat în primul război mondial și ce s-a întâmplat în al doilea, au acest obicei, e în cultura lor, domnule, până la urmă să-și piardă soldații, nu e ca și cum pun mare pres pe viață, nu e o informație nouă ceea ce prilejuiește acest război din Ucraina. Luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu un scandal imens petrecut în rândul Partidului Social Democrat, acolo unde există o acuzație de trafic de influență pe care o să o urmărim imediat. De scandalurile din Partidul Național Liberal ne-am săturat. Am obosit. Ia așa pauză și revenim.